Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Apropouri. Astăzi continuăm lecțiile noastre de dans cu Vlad Palamariu, instructorul nostru de dans preferat. Vlad, cât de mult mă bucur să te revăd. Bună dimineața tuturor și eu mă bucur să te revăd și mă bucur că s-a terminat acest sezon de dansuri, de competiții și putem sta în tihnă să povestim. Și pentru că tragem linie și discutăm despre Bucovina Dance Cup, ediția 4-a, desfășurată în luna decembrie 2019. Exact, au trecut tocmai câteva săptămâni de atunci și ne bucurăm că totul a fost așa cum ne-am așteptat. Am schimbat locația, am fost într-o sală nouă. Asta a fost puțin mai greu pentru noi, că a trebuit să amenajăm sala, dar per total concurenții și arbitrii, invitații s-au declarat foarte, foarte mulțumiți și au spus că abia așteaptă să revină la Suceava. Pentru cei care nu au urmărit emisiunea în care discutam la modul general despre acest fel de competiție sportivă, hai să le pomenim cam cum stau lucrurile despre înscriere. Competiția de dans sportiv organizată de clubul nostru a fost împărțită în 4 calupuri. Fiecare calup având aproximativ 6 sau 7 categorii de competiție. Fiecare calup în parte a început cu înscrierea concurenților, care s-a desfășurat timp de o oră, încălzirea acestora pe ringul de dans cam jumătate de oră și concursul propriu-zis timp de vreo 2 ore. Deci fiecare calup vreo 4 ore. Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, practic înscrierea nu are loc cu câteva săptămâni înainte? Sau? Înscrierea neoficială, să zic așa, se face pe site-ul Federației Naționale de Dans Sportiv, însă confirmarea perechilor pentru a ști organizatorii cum să împartă aceste categorii se face la fața locului, deoarece se pot înscrie, să zicem, 10 perechi de la un club, dar să vină doar 8 dintre acestea propriu-zis la concurs și înscrierea oficială se face acolo, confirmarea perechilor. Hai să menționăm și despre condițiile înscrierii, pentru că, din câte înțeleg eu, din ceea ce îmi spui tu, nu toată lumea poate să se înscrie sau cel puțin nu poate să fie validată, nu? Exact. Pe fiecare sportiv în parte are nevoie de un card. Un card cu care el se poate înscrie la orice competiție națională sau internațională. Acest card confirmă faptul că că face parte din Federația Română de Dans Sportiv. Se achită, bineînțeles, o taxă anuală pentru acest loc în federație și cu acest card, cu numărul de pe card, te poți înscrie la orice competiție națională sau internațională. Un fel de card de acces, cu un ID, cum spui tu, nu? Pentru că există un și ID, un... perfect, da? Exact, un ID. Un ID este nevoie. Așadar, practic, cei care au vrut să se înscrie la această competiție, Bucovina Dance Cup, au tastat ID-ul, nu? Exact. Pe site-ul Federației. Site-ul Federației și astfel s-a putut. Iar voi ați validat, să zicem, exact. Cei, participanții. Exact. Cei care se ocupă de lucrul ăsta din federație, pentru că avem secretari generali, secretari de multe feluri și validează aceste înscrieri. Bineînțeles, încearcă să-și dea seama la ce categorie de vârstă fac parte, la ce categorie valorică, pentru că noi avem un clasament și în funcție de perechile pe care le învingi la fiecare competiție în parte, tu avansezi în clasament și în momentul în care ești printre primele poziții, treci la o clasă valorică superioară. Cu alte cuvinte, înscrierea are loc la modul general? Fiecare pereche care se înscrie primește câte un număr aleatoriu pe care și-l pune băiatul pe spate, după care urmează o sesiune de încălzire de aproximativ jumătate de oră, în care perechile sunt chemate pe rând împreună cu celelalte perechi din categoria lor pe ringul de dans. DJ-ul le pune piese aleatorii, dar trebuie să aibă același tip, pentru că, de exemplu, pentru un dans cea-cea este anumite bătăi sau rit și piesele nu sunt doar 2-3 piese de cea-cea, sunt
nu știu, câteva mii de piese, dar cu același ritm. Și concurenților le este foarte ușor să-și dea seama despre ce dans este vorba. Este cea că este samba, că este jives, este waltz dance sau... Pomeneai că perechea primește un număr, fiecare membru primește același număr? Nu, fiecare pereche. Fiecare pereche. Fiecare pereche, exact. Deci și fata și băiatul au același număr exact, pe spate. Contează numărul? Adică, nu știu, dacă să zicem că ai primit 10, nu, cu siguranță influențează jurul sau nu, nu neapărat? Sunt de la 1 până la 4, puteți să zic așa. Și numele astea sunt foarte importante pentru că în momentul în care arbitrează, arbitrii au un pad pe care sunt trecute numele în ordine aleatorie, să zic. Și în momentul în care, dacă concursul începe din sfertul de finală, adică dacă sunt mai mult de 15 perechi înscrise la acea competiție, arbitrii trebuie să aleagă doar 12. Le X-ează, le punctează și perechile, brigada de arbitri fiind formată din 10-12 arbitri, perechile care au cel mai mare punctaj se califică în runda următoare în semifinale. În semifinale, din nou, sunt alese doar 6 perechi ca să intre în finală. Perechile cele 6 cu cel mai mare punctaj se califică în finală, iar din finală, fiecare pereche, bineînțeles pe acele peduri, apar doar numerele perechilor. Și se acordă exact, să nu existe un soi de, nu știu, da, bănuială, exact, sau măsui. Clubul de unde fac parte nu are voie să apară pe acele peduri. Un mecanism care înțeleg că funcționează destul de bine, nu? Exact, exact. Dacă despre mecanism totul este în regulă, ce ne poți spune despre categorii și calupurile respective? Noi am avut la competiția noastră categorii de copii începători. Noi îi numim debutanți, federația așa îi numește, precompetițional, clasă hobby, care sunt copii, să zic, care fac dans de 2 ani, 2 ani jumătate. Acum depinde evoluția copilor și de felul în care se antrenează la sala de dans. Clasă E, clasă D, C, B, A și Open. Deci sunt cumva în ordine invers. Exact, exact. Debutanții au o limită de vârstă, adică poți fi debutant și la 16 ani sau nu? Ba da, ba da, dar începe de la 4-7 ani, prima categorie de debutanți, 8-9 ani, 10-11 ani și deja de la 12 ani în sus nu prea mai există debutanți în țara noastră, pentru că în momentul în care obții două clasări în finalele care v-am povestit, treci la precompetițional. De la precompetițional la două clasări în finală, treci mai departe. Și nu prea are cum să existe, deja perechi de preconvențional 12-15 ani, sunt doar vreo 6 între competiții. Mai sus de 15 ani n-am prea întâlnit. Am înțeles. Hai să le vorbim a telespectatorilor despre ediția din acest an, în afară de aceste categorii și cum funcționează acest mecanism. Practic, cum a fost acolo? În primul rând, a fost într-o locație diferită deoarece nouă de la federație ne trebuie un anumit număr de locuri în sală pentru spectatori, pentru părinți. O condiție minimă. Exact. Câte locuri trebuie să fie? 500 de locuri. 500 de locuri. 500 de pentru locuri. Public? Pentru public. Și am găsit o sală la Dumbrăveni și am amenajat acea sală. Pe lângă tribuni, noi am pus și mese pentru parteneri și sponsori, mese pe zona oficială pentru arbitri, sala de protocol, vestiare și... Competiția s-a desfășurat într-o singură zi? A început la ora 8 dimineață și s-a încheiat la ora 22 seara. Am înțeles. Cât despre costume, ce ne poți spune? Anul acesta a fost ceva interesant, costumele participanților? Da, bineînțeles. Cum vă spuneam și în ediția trecută, începătorii nu au voie să aibă costume extravagante. De ce? Din nou adresez această întrebare. Există un regulament și, de exemplu, copiii de până la 14 ani nu au voie să aibă paiete, cristale, lucruri scripitoare pe costumațiile lor, ci trebuie să aibă o culoare unie. De la 14 ani în sus este permis atât costumații cu cristale, diamante și așa mai departe, cât și machiajul fetelor. Care este explicația? De ce n-ar trebui cei mai mici să... Bun, înțeleg la machiaj că poate nu ar fi în regulă, dar... Cu machiajul sunt și eu de acord. Dar la costumație, de ce crezi? Arbitrii probabil ar fi tentat să pun accent și pe costumații.
Cât la copii începători, nu trebuie să... Pentru că poate unii își permit, poate unii nu își permit. Am înțeles. Și în practic talentul ăsta, trebuie să fie exact, în față și punem accent exact pe talent, pe tehnică și pe muncă. La fiecare categorie în parte, hai să discutăm un pic despre fiecare categorie. Am înțeles, debutanții trebuie să fie într-o limită de 4-7 ani, nu? Exact, de la 4-7 ani până la 12-15 ani. Cam aceeași limită de vârstă este la fiecare clasă în parte. Însă, spuneam la începutul emisiunii că există un clasament. Clasament la care, în momentul în care ajungi în vârful acestuia, treci la o altă clasă superioară. Este foarte, foarte în regulă cu acest clasament, pentru că nu ar fi corect pentru perechi, de exemplu, care... Perechile debutante sunt perechi care fac dans de 8, 9, 10 luni de zile, ca să zic așa. Ele vă dați seama că în momentul în care participă în acea competiție de debutanți, pot să concureze cu perechi care fac dans de un an jumătate, aproape 2 ani de zile. Este normal ca acele perechi care fac dans de 2 ani de zile să câștige în fața lor și să treacă mai departe, pentru că dacă ar fi în acea categorie și săptămâna aceasta la Suceava și peste 2 săptămâni la București și peste 3 săptămâni la Timișoara, ar fi cam același clasament și perechile care nu câștigă niciodată s-ar lăsa de dans. Așa, perechile care câștigă trec la o clasă superioară, o să le vină rândul și perechilor începătoare să câștige la rândul lor și tot așa se creează un ceva fluid și la categoriile câștigă. Pe care le-ai pomenit un pic mai devreme, ce se urmărește? În primul rând, criteriul de arbitraj începe cu muzicalitatea. Dacă perechea dansează pe rit sau pe lângă rit. În momentul în care dansează pe lângă rit, nu are nicio șansă să fie punctată pentru a se califica mai departe. După muzicalitate, contează tehnica. Tehnica perechilor, direcția. Tehnica se referă și la postură. Nu, postura este ceva diferit. Postura în momentul în care stai drept, ai coloana sau la fiecare dans. De exemplu, la dansul latino, coloana nu trebuie să fie dreaptă, dar pentru a avea viteză, perechile trebuie să fie puțin aplecate în față. După postură sunt direcțiile. Tehnica este într-adevăr un pic mai încolo, pentru că tehnica poți să lucrezi de la un an jumătate de dans la doi în sus. Tehnica se referă la anumite mișcări din coreografiile tale. Coreografii care, bineînțeles, sunt făcute după un anumit regulament, syllabus se numește, sunt mișcări permise la fiecare clasă în parte. La clasele de începători sunt mișcări mai simple, la grupele de open sunt cele mai complexe mișcări. Și acele mișcări, pentru a fi corecte, trebuie lucrate, dacă nu zilnic, măcar de 3-4 ori pe săptămână în sala de dans. Și, de exemplu, tehnica se referă la rotația șoldului, la separația dintre șold și partea de sus a corpului, dintre, nu știu, viteza brațelor, viteza picioarelor. Sunt o grămadă de... O mulțime de lucruri și pe lângă această tehnică pe care se lucrează în sală, perechile de top au antrenori de fitness particulari, au anumite programe, au anumite regimuri alimentare pe care le țin. Pentru a... Aș vrea să ne întoarcem un pic la categorii. Da. Am pomenit despre debutanți. După debutanți... Precompetițional se numește. Precompetițional. Aici cum stau lucrurile? Aici se adaugă un dans în plus. La concursul de debutanți se dansează doar două dansuri. La precompetițional se dansează trei dansuri. După care la clasa de hobby se dansează patru dansuri. La hobby ce ar fi? Ar fi ceva diferit în afară de costumațiile sunt dansurilor? Aceleași, numărul dansurilor este puțin diferit și, bineînțeles, nivelul perechilor este un pic mai avansat de când. Exact. După hobby? După hobby urmează clasa E, unde sunt șase dansuri. Costumațiile din nou sunt aceleași. Vârsta este mai... Vârsta pornește de la 6-9 ani. De la hobby în sus este 6-9 ani, 10-11 ani, 12, 13, 14, 15, până la aici putem să punctăm costum și categorii de adulți și de seniori. 16-18 ani, 19-35 și sunt și peste 35 de ani. A fost la și la Bucovina Dance Cup. La Bucovina Dance Cup a fost de la clasă C în sus, a fost perechi de la 16 ani în sus.
cea mai vârstnică, dar nu pot să zic vârstnică, cea mai avansată în vârstă pereche, a avut cam 35 de ani. 35 de ani, destul de în vârstă. Da, dar nu arată. Deci lansatorii care ajung la nivelul ăla și au această vârstă, nu știu, nu par mai mult de 25-26 de ani. Am înțeles. Categoriile fiind foarte bine delimitate. Exact. Pomeneam un pic mai devreme despre cei din juriu. Da. Și hai să le spunem și telespectatorilor că sunt mulți membri în acest juriu, nu? Da. În mod normal, la fiecare competiție națională trebuie invitați minim 18 arbitri. Din 18 arbitri. Exact, din diferite colțuri ale țării. Concursul fiind național, trebuie să fie minim 5 arbitri la peste 250 de km distanță de orașul în care se desfășoară competiția. Noi am avut în total 25 de arbitri la concursul acesta. Cei mai îndepărtați, să zic așa, erau de la Satul Mare, Oradea, Brașov, am avut 5 arbitri de acolo. Și pentru ca brigada astfel fiind foarte, foarte numeroasă și rezultatele sunt mai adevărate, mai adică valide. Exact, mai valide. Știu că și tu mergi în țară și faci parte din juriu, nu? Acum ai făcut parte din organizare. Exact. Și atunci aș vrea să te întreb, există vreun membru al juriului care ți-a dat bătăi de cap sau cineva care este, să zicem, extraordinar de critic și să nu vă dezavantajeze? Nu, să știți că diferit față de show-urile de televiziune pe care le urmărim cu toții, cum ar fi nu știu, România au talent, să zic așa, pentru că probabil vorbim despre Mihai Petre, care în toate emisiunile la care e prezent este exact, în fine. L-am chemat și noi la competiția de anul acesta, din păcate, în același weekend a fost o competiție de dans în Dubai și bineînțeles că a ales să meargă acolo. Sperăm să găsim o altă dată anul viitor să putem chema și pe el, măcar pentru sucevenii noștri care probabil ar fi foarte încântați să-l vadă în persoană. Arbitrii în competiții naționale, de exemplu, vorbim despre... Deci nu sunt personajul negativ. Exact. Toți sunt egali în sala de concurs, toți sunt tratați de către președintele de juriu și de către directorul de concurs, sunt tratați în mod egal. Ca să zic, nu știu, un membru al comisiei de oficiali nu ne dă nimeni bătăi de cap, pentru că este acolo un director de concurs și un președinte de juriu care să ne spune fiecare ce faci, să ne ghideze, exact. Și am discutat până acum despre dans la modul profesionist, nu? Exact. Și trebuie să vorbim și despre faptul că dansul poate fi practicat și la nivelul, nu știu, de bază. Exact. Să zicem, ca relaxare. Da, noi avem, la începutul de octombrie am deschis a doua noastră sala de dans, de fapt a treia, în orașul Suceava și am fost foarte, foarte bucuroși să vedem că din momentul în care am deschis acea sală, echipa noastră de sportiv s-a mărit, pentru că depinde foarte mult de locul în care este așa această sală și Orizont Plaza fiind printre blocuri într-un cartier destul de mare din oraș, am avut foarte, foarte multe înscrieri și sunt copii, într-adevăr, care aleg să facă doar de hobby, adică să învețe câteva coreografii, probabil să le danseze la serbări ale școlilor, la diferite spectacole și nu să se implice atât de mult să facă performanță, pentru că performanța cere un număr minim de 4-5 antrenamente pe săptămână. Dansul are și foarte multe avantaje. Care sunt acestea, nu? Da, în primul rând, marele meu avantaj pe care l-am avut în momentul în care am dansat, eu eram destul de primit când eram în clasa 5, în clasa 6, la 10-11 ani și dansul m-a ajutat să mă înalț în primul rând și m-a modelat în așa măsură. Până m-am lăsat de dans, de când m-am lăsat de dans, din nou am revenit la... Și să știți că am minim 10 exemple de sportivi de-ai mei care la fel, când erau mici la vârsta de 7-8-9 ani, arătau diferit față de cum arată acum după 5-6 ani de dans. Ar trebui să pomenim și despre cursurile de dans pentru adulți?
Pentru că știu că încep în luna ianuarie 2020, exact, nu? Exact. Noi am dat drumul la o grupă de adulți de dansuri de societate, le numim noi, dar din cauza faptului că am fost prinși cu competiția noastră, cu serbarea de sfârșit de an, da, am mutat cursurile și le-am programat să înceapă la începutul din ianuarie. Bun, cine se poate înscrie la aceste cursuri? Oricine este interesat? Oricine dorește, oricine vrea să învețe noi stilul de dans, să se distreze. Dansul de societate, dacă avem un adult rebel și vrea alt tip de dans, există posibilitatea de a face? Mai avem un grup de dansuri populare. Așa, dansuri populare, dansuri de societate și? Și dansuri moderne. Moderne. Dar la dansuri moderne nu sunt adulți, ci doar copii. Avem și cursuri de balet care se desfășoară la noi, dar pentru adulți sunt doar dansuri populare și dansuri de societate. Cei care ne urmăresc și vor să se relaxeze, nu știu, să mai scape de câteva kilograme, unde pot afla informații? Pe pagina ta de Facebook sau pagina de Facebook? Pe pagina de Facebook a clubului, după Combinat Dance Studio, Linuță Dans Sportiv, unde avem toate informațiile și programele, sau pe site-ul nostru oficial www.bucovinadancestudio.ro. Ce alte proiecte mai pregătește Bucovina Dance Studio pentru 2020? Pentru 2020, bineînțeles, pregătim următoarea ediție a Bucovina Dance Cup, ediția 5-a. Pregătim serbarea din vară, deja trebuie să începem. A fost foarte, foarte scurt acest semestru, și școlar și semestru la dans, care a durat doar 3 luni de zile și am avut deja 2 evenimente foarte, foarte mari. Al doilea sezon, având 6 luni de zile, ne va fi mult mai ușor și probabil o să pregătim și niște sărbări de 8 martie. Am discutat despre Bucovina Dance Cup și am discutat și despre cursurile pentru adulți. Vreau să-ți adresez o întrebare. Cu cine este mai greu de lucrat, cu copii sau cu adulții? Să știți că este la fel de ușor cu ambele categorii. Da. Cursurile în sine sunt foarte, foarte ușoare, dar având perechi de performanță, trebuie în permanență să cauți, să organizezi seminarii cu antrenori din alte orașe. Mersul ăsta săptămâna la concursuri și încărcarea asta de emoții te termină din punct de vedere energic și psihic. Și asta este mai greu, că antrenamentele în sine sunt foarte, foarte simple. Mă întorc la cursurile pentru adulți pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți suceveni interesați de aceste cursuri. N-am pomenit nimic, am înțeles că sunt dansuri tradiționale, dansuri de societate și dansuri moderne, dar acolo la vârstă mi-e exact pus sub semnul întrebării. Cum trebuie să vină îmbrăcați adulții? Avem cât mai lejer. O condiție? Începând de la Adidas, că e cel mai simplu. În niciun caz am tot cu tocuri foarte, foarte înalte, pentru că noi învățăm de la vals, slam, tango, până la dansuri latino-americane, cum ar fi salsa, cha-cha, rock and roll, și e cam greu să facem rock and roll pe tocuri destul de înalte. Deci Adidas și în rest au venit îmbrăcați și în training și... La finalul ediției de astăzi e un îndemn pentru suceveni să se apuce de dans, să nu mai stea acasă să se uite la televizor. Da, noi ne dorim în primul rând să dezvoltăm dansul sportiv în Suceava, să facem perechi de top, dar și să ne distrăm alături de cupluri de adulți, pentru că fiecare curs în parte începe, bineînțeles, cu un moment de socializare, și se termină, bineînțeles, pe o terasă, într-un cadru foarte, foarte prietenos.